Costumele de baie sunt la mare căutare în această perioadă. Ce modele sunt în trend vara aceasta, ne spune chiar acum Rona Ispas, designer vestimentar. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine ai venit aici. Vreau să discutăm astăzi despre tot ce se poartă vara aceasta în materie de costume de baie. Mie îmi plac foarte mult costumele de baie, îmi plac tot felul de modele, dar vreau să știu ce se poartă. În primul rând se poartă ceea ce stă bine. Cu siguranță! Iar tendința mea a fost să, ca fiecare femeie să opteze când ia un costum de baie spre o ținută ideală care este tip model clepsidră. Deci un costum de baie ar trebui să te arate în acest mod. De aceea și liniile mele sunt pe acest tip. Tipar. Indiferent dacă modelul este mai slăbuț sau poate mai cu forme, putem obține această... Da, indiferent, da. Chiar se poate obține acest efect. În materie de culori? În materie de culori știu că vara aceasta se poartă mult neon. Roz, roz, spre exemplu, verde. Astăzi toată lumea a fost îmbrăcată în roz aici în platou. Avem și pe Anușca, care încă ne gătește acolo. Cu siguranță că rozul prinde și pentru brunete și pentru Da, brunete. Și verdele. Am fost surprinsă, verdele se vede foarte bine, mai ales pe piele bronzată. Chiar dacă ești brunetă, chiar dacă ești blondă, roșcată. Imprimeurile mai sunt la modă? Imprimeurile sunt la modă și încerc să le aduc. Chiar anul acesta am încercat să fac foarte multe costume de baie cu imprimeuri și cu cardigan, fiindcă eu le văd așa, un fel de uni. Cardiganul și costumul de baie ar trebui să fie același imprimeu. Dar sunt curioasă să văd câteva modele, pentru că și băieții de aici sunt curioși să vadă și femeile de acasă care ne urmăresc sunt foarte curioase. Hai să vedem ce ne-ai pregătit astăzi. Sigur. Jorge, poate fi un cadou pentru tine, să știi. Vizionare plăcută, doamnelor și domnilor. Începem cu primul model. Avem o brunetă frumoasă, focoasă, îmbrăcată în verde, ceea ce vorbeam mai devreme. Se verde poartă. Smarald este o culoare chiar clasică. Nu se poate adăuga la cele noi neon. E un model foarte frumos, dar mi se pare că ar fi destul de complicat de purtat în apă. Mi se pare așa un costum de baie pentru o ședință foto, pentru o petrecere, da, la piscină. Da, dar majoritatea clientelor mele pleacă în insule exotice și le place să fie un fel de show-off. Lor le place să arate foarte bine unde se duc. Am primit și foarte multe poze de la ele. O frumoasă domnișoară blondă care poartă neon. Da, este același costum, doar în verde neon. Ca să vedeți diferența, pare chiar al model, dacă nu ușor atentă. Și forma aceasta cu slipul cu talie înaltă a fost în trend anii aceștia, dar cred că și anul ăsta, nu? Se ține pe picioare. Da, eu am început în 2018 cu acest tip de volan, pentru că se purtau costumele de baie ca și body-uri. Puteai să-ți iei... o fustă sau un pantalon scurt și partea de sus putea să fie gen bustieră. Costumul acesta de baie întreg poate fi purtat pe orice formă de corp? Acesta este chiar nou. Da, din câte se vede se poate purta și cu... Adică face silueta într-un fel anume și pune accentul pe bust. Și îmi place foarte mult și acest cardigan care poate fi purtat și la piscină și același imprimeu. Da, sunt culori diferite, nu este chiar același imprimeu. Cel roșu și cel alb, de-abia le-am scos acum 2 săptămâni din producție. Deci sunt noi. Avem aici un model foarte special, e și cu sclipici și cu pene. Acesta chiar a fost special, sunt comenzi de la Monte Carlo pentru petrecerile burlăcițelor. Wow! Da, și chiar și l-a dorit cu un cardigan la fel de interesant. Băieți, vreți să aplaudați modelele? Vrem aici o puțină galerie! Wow, wow, ce frumos este acesta! Costumul neon face din om neon. Bun! Și părerea mea e împărțită. Da, băieții sunt foarte... Să continuăm, vă rog, să foarte nu ne fericiți. Oprim la prima acest piedică. Cover-up pentru plajă cu sclipici. Da, sunt cu cristale Swarovski. A mers foarte bine anul trecut. De anul trecut am avut și cu... Mai ales în afară. Ia, și la noi văd că au prins foarte, foarte bine aceste cover-up-uri, pentru că se văd foarte bine la lumină și la soare. Dar cu ce mai putem accesoriza un costum de baie?
Putem să ne punem bijuterii, spre exemplu, la plajă? Majoritatea, dacă vezi, bijuteriilor mele sunt făcute handmade. Sunt puse și la cel neon și la cel verde, deci sunt puse de mână. Din cristale Swarovski, deci și cristale de calitate, nu... Și rochile la fel. Iar cu ce poți să... Da, poți să asortezi și cu un... Costumul plasă, îți place ție? Cu costumul plasă, nu ți-ai plasă. Nu ți-i plasă, dar cu ce se poate accesoriza costumul la noi? Cu câte un stand? Da, fiindcă sunt ele destul de accesorizate. Da. Fetele foarte frumoase și costumele, mulțumim pentru toate informațiile, Rona, și te mai așteptăm la noi. Cu plăcere. Acum să vedem și Cove ce părere are. Da, imparțial, ca tot românul, de fapt, eu abia aștept să înceapă odată pe Alpe, sezonul neon, pe estival, teme. Cumva, și să ne bucurăm cu adevărat de soare, de mare, de costume, de baie. Că la cât plouă, nu prea am apucat.